articolul 133 aliniat 1, articolul 134 aliniat 1, litera A și aliniat 5 de codul administrativ, prin discuția primarului 175 din 15 ani, a fost convocat și prin autonomă la Consiliul Local din luna septembrie. La această ședință sunt prezenți foarte de consilier, deschide domnul Zănescu, interesant pentru tine. Rog doamnele și domnul consilier, care au interes personal de natură patrimonială, în proiectele supuse de dezbatere, se abțină de la dezbatere și de la deliberare. Domnul președinte, dați citire ordinii de zi. Deci proiectul ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiuni din 17.08.2011. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local de Regiuni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale de Regiuni pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primar Ionel Ciuia. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local de Regiuni în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ a Școlii Gimnaziale de Regiuni pentru anul școlar 2022-2023, inițiată primar domnului Ciuia. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Regiu pentru anul 2022 și modificarea listei de investiții, inițiator primar domnului Ciuia. Punctul 5. Diverse. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu se. Și începem cu punctul 1. Aprobarea procesului verbal la ședința ordinară al Consiliului Local de Regiuni de 17.08.2022. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local de Regiuni și Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale de Regiuni pentru anul școlar 2022. Am ochelare și nu mai așa. Da. Nu vă ajută, vă spus. Da. Propune? Două propuneri pentru doi consilieri. Patru ora de la nu. Domnul Busiu. Și doamna Busiu. Nu vreau să ciucăleți. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Așa. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local de Regiuni în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ a Școlii Gimnaziale de Regiuni pentru anul școlar 2022-2023. Cu cine este lucrul de proiect? Domnul Ștefan. Da, nu știu ce... A fost tema niciodată, nu știu ce s-a... Nu, doar o singură, nu este... Dar scanul ăsta n-ar cum să fie. Nu ești după alege, domnul Rău Spatiu. Domnul Rău Spatiu. Domnul Rău Spatiu. Domnul Rău Spatiu. Cine este pentru? Domnul Ștefănez acum. Aș putea să scriau două propuneri. Păi da. Mai erau propuneri, de asta. Deci prima dată cine este pentru domnul Ștefănez? Da, cine este pentru domnul Ștefănez? Cine este pentru domnul Ștefănez? Cine este pentru doamna Vădic, cum era? 4, 6. Nu, suntem fără, suntem cu soți. Suntem vorbiți. Cred că nu, ca data învățământ. Ca data învățământ, ca data învățământ. La cea? Da, pentru cea. Nu, pentru că nu. La cea e altceva. Cea cu e altceva, Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație una. Problema de Cine pentru doamna Ștefănoaie?
Ai numărat? Câte să vă? 2, 4, 6, 7. Pentru doamna Maria Labădin? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Lăgiu pentru 2022 și notificarea de investiții modificare. Să nu votăm, dacă voi votați. Nu, voi votați. Dar proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Lăgiu pentru anul 2022 și modificarea listei de investiții. Inițiator și primarul. Da, dacă dați voie să prezinte, pentru că contactul este în concediu și nu poate fi prezent astăzi, se pare că bătaie pe cursul de la școală, acolo se învârtă. Da. Trebuia să mergem la școală înainte, dar acum e păcat că e prea târziu să mergem la vârsta asta, să mai facem acolo schimbări. Da, o să vedem cum o să-ți bate la capăt. Sunt convins că ați știți cu toții documentația care a fost pusă la spre a fi documentată. E vorba de niște modificări de investiții pe care suntem obligați să le facem, întrucât avem acel proiect pe care l-am reușit să câștigăm, să spun, într-un fel sau altul. Cod de alimentare cu apă și canalizare în satele Brătila și Drăgugești. Proiect care, pentru a fi dus la capăt, trebuie să primim și noi cota noastră parte în vederea realizării. Parte din banii pe care îi rectificăm astăzi merg către alimentare cu apă, către acel proiect și vor fi folosiți în partea de SF și obține documentația vize, plus contractul cu firma de consultanță. Dacă vreți, dau în citire fiecărui punct în parte. Dacă nu, aștept să fiu întrebat de dumneavoastră, să pot da răspunsul punctual. Doamna Pădin, vă rog. De ceva timp acum nu mai este obligatoriu sau nu am fost eu prezentă, nu s-au mai aprobat execuțiile bugetare. Dacă puteți să vă spuneți din bugetul inițial care a fost aprobat pe acest capitol alimentare cu canalizare, ce s-a cheltuit? Că, sincer, nu am văzut. Nu s-a cheltuit nimic pe acest capitol până acum, pentru că e un proiect nou. Un proiect pe care l-am gândit, ba nu, e... Nu m-ați înțeles, am spus pe acest capitol, nu pe acest proiect. Adică... pe acest capitol nu pot să vă spun. Avem o chestie. Adică s-a făcut ceva în afară. S-a făcut extinderea de alimentare cu apă la 70.000 de la Drăgugești. La Drăgugești, pe strada Obrezii. O parte din bani pe tot ce înseamnă reparația acolo unde anul ăsta am avut probleme foarte mari cu alimentarea cu apă. Atât nu știu care e explicația, vorbesc că timpul, vârsta, conducte, nu știu. Chiar acum două luni am schimbat tot ce înseamnă parte de pompe și automatizarea de lei. Din cauza fluctuațiilor de curent, chiar am făcut și ieri și săptămâna trecută adrese către Delgaz, care nu-și fac treaba absolut deloc în comuna noastră și o problemă gravă. Mi-a fost ars în întregul sistem, am pierdut practic o 30 ceva de mii de lei pe pompe și pe automatizări. Pică curentul foarte des, sunt fluctuații foarte mari, ținând cont că stația de pompare de la DLN este legată la transformatorul din capătul satului, practic este ultimul stâlp și tensiunea scade foarte, foarte mult. Ar trebui să meargă cu 3,80 și din ultimele măsurători avem momente care ajunge și la 2,70, 2,80, clar, pompa intră în șoc și avem de cazuri cu ea. Vă spun că duminică la ora 2 s-a luat curentul pe, la Drăgugești pe Vale și abia ieri noapte au ajuns, după ce am făcut nu știu câte apeluri, vorbim cu roboții, când ai cine vorbim la Delgaz, să dea drum la curent, depindem de pompă și pe Drăgugești, mai ales că trebuie pompat către Delegi ca să ajungă apă. Am dat iar peste capul înseamnă program. Pe sistemul cu apă am avut doar probleme și cred că vom avea probleme, indiferent cine va fi aici la noi, că nu există apă suficientă pentru o comună atât de mare cât în comuna noastră. Asta este realitatea, indiferent cât ar ploua și cât apă este, suma, apă este, numai că apa e în pământ. Este, dar nu e suficient.
Da. Ca să fiu mai explicit. Regioarea cresc cu tot județul. Vă rog să vă lăsați să vorbească. Ca să fiu mai explicit. Am bugetat niște acțiuni la începutul anului. În afară de teren care este distinct, în afară de acel proiect cu apă și canalizare, care a fost prins ca și proiect peste proiect. Vă întreb că, sincer, ori nu înțeleg eu, ori nu este foarte explicit. Eu văd că se face... Asta înțeleg eu din proiectul de hotărâre și din referatul de specialitate, că se face rectificare să se plătească acele lucruri despre care vorbeați și care erau bugetate. Drenurile, rezervoarele... Nu. Păi asta scrie. Nu, nu. Noi rectificarea o facem pentru a aduce o bună parte de bani spre încheierea contractului cu firma de consultanță și îndrumirea SF-ului cu Rutier Conex. O parte dintre ei sunt bani pe care ne punem în capitolul cheltuieli, întrucât vor mai interveni sigur tot felul de probleme legate de buna funcționare a sistemului al calitării cu apă. Nu știu cât merge acolo, cred că vreo 120.000 de lei. Da, se face referire la lucrările care le-ați făcut și am zis că astea au fost bugetate, nu, de ce trebuie rectificate. Cele care au fost bugetate și de la care luăm banii sunt lucrări pe care le-am gândit la începutul anului, dar care nu ne-am apucat încă de ele, pentru că suntem în diferite faze ale proiectării. Studii de teren, studii geo, studii hidro, aici mă refer la sistemul de pe Helegiu, unde am reușit și am finalizat, chiar săptămâna trecută am primit expertiza tehnică, urmează să facem restul de executat și să finalizăm și cu acel proiect de pichetologie care a fost început cu ani în urmă. Partea de alimentare cu apă sau de suplimentare, sursa apă pe DLN, unde am achiziționat doar terenul, urmează să finalizăm partea de proiectare. Nu am putut să ne apucăm începem față de proiectare până când nu eram proprietar pe terenul respectiv. Teren pe care l-am luat, cred că în august, spre sfârșit, 27-28 da. August, a durat enorm de mult. În primul rând, am dat 100 și ceva de zile să așteptăm să putem semna contractul la notar, pentru că era extravilan. Nu vă spun câte drum s-a făcut la Mercurea Ciu pentru a aduce unul dintre teritori. În fine, sunt chestii destul de păcate pe care le punem la capăt. Bun. Spuneți-mi concret. Pentru efectuarea reparațiilor la sistemul de alimentare cu apă și pentru diverse lucrări impuse să realizate de către autorități abilitate, împrejmuire, rezervoare, gard de protecție, exact. Este necesar alocarea suplimentar a unei sume de 120.000 de lei. Asta are legătură cu proiectul de care vorbeați? Nu. Vorbim de proiectele vechi, de proiectul vechi, acel cu alimentare cu apă, de pe ordonanța 7, făcut dumneavoastră înainte, unde a trebuit să facem, niște lucrări. A trebuit să facem din nou tot ce înseamnă împrejmuiri, pentru că am ajuns la ultima condiție impusă de RMH și am obținut inclusiv studii hidrologic de către cei de la București, pentru a putea fi autorizată soția respectivă. Nu este autorizată nici astăzi. Am împrejmuit Helegiu sus, Helegiu jos, Drăgugești o parte și mai avem captarea, unde mai necesită, nu vorbim de suma respectivă, vorbim de... Nu, deci sunt alte lucrări, nu sunt exclusiv cele cu proiectul de canalizare. Și au fost bugetate. Proiectul de canalizare și... E 150.000, văd ăsta. Da, sunt banii care merg către consultanță, parte din ei și o parte din ei vor merge către firma de proiectare care nu face să se... Dar cred că sunt bani prinși în funcția de investiție pentru... Să nu au fost prinși pentru că e proiect nou ăsta. Nu este proiect nou. Da, a fost prins. Exact. A fost prins la început. Cum se rectifică dacă a fost prins? Cum se rectifică sumele? Se suplimentează sumele respective, că au fost prins puțin bani și rectificăm cu 150.000 de lei. Pentru consultanță. Și la lucrări. Acum asta de amenajare. La lucrări au fost prins o sumă mai mică. Au intervenit mai multe lucrări anul decât au fost revoluse la începutul anului, pentru că nu avea cine să știe la începutul anului câți bani să pune în buget. Mai ales că am încercat la începutul anului. Deci nu s-au cheltuit aceia, de asta v-am întrebat de execuție. Nu. La începutul anului am gândit ca fiecare om sume mai mici, gândindu-ne că putem să acoperim cât mai multe lucrări din comună și investiții. N-a fost să fie așa, repet, am avut probleme cu sistemul de pompe, chestii pe care trebuie să fac de nou iarăși la DLN, pentru că nu funcționează, nu trebuie să funcționeze. Inclusiv pe canalizare, în schimbare. Da, inclusiv pe canalizare, ce a fost aceeași capitol. Toate pompele de DLN au fost schimbate anul acesta. E sume care nu deloc bani puțin. Da, deci practic se suplimentează și alte lucruri, și nu doar. Și alte lucruri. De la apă și canalizare. Adică bunuri și servicii, da, pe tirul 20,
Întări cu apă de 71 cu 50.000 de lei. Mai sunt discuții la acest proiect? Se suplimentează cu 50.000 de lei, domnul primar, nu înțeleg, că referați că e altceva. Ca să nu... Eu am hotărârea în față, domnul primar. Eu am referatul de specialitate. Exact. Vă rog frumos să coroborați, să discutați până la sfârșit, deci nu am nimic împotrivă, numai că mi se fac totuși neconcordanțe între raportul de specialitate, sau măcar așa cum este... Nu sunt neconcordanțe. Eu am aici, aveți hotărârea în față? Am hotărârea în față, dar... Dar vă rog... Da, se află modificarea din investiții în următoarele lucruri. Vreau pe fiecare în parte ca să nu mai fie întrebare. Alimentare cu apă zate de rentă răbucește de și plătirea se reduce cu 50.000 de lei. Aici e vorba de acel proiect la care nu ai renunțat inițial și, și pe care a fost bugetat cu 50.000 pentru investiții. Întrucât investiția nu se poate face, că suntem abia în faza de expertiză tehnică aprobată pentru a pentru a continua lucrările pe HDG, nu discutăm discuții plătirea aici, dar așa a fost denumirea proiectului vechi, din 2007, se ia 50.000 de lei și se duce pe un alt capitol, dar tot la apă. Dar aici a fost pentru investiții. Noi vorbim de capitolul pe investiții, nu de reparații și întreținere. Lista investiției, practic, nici nu există după ce... Lucrările nu se regăsește pentru că nu este investiție. Exact. Suplimentare sursă de apă în satul de lemn. Se reduce cu suma de 50.000 de lei. La fel, la începutul anului am prins 50.000 de lei, gândindu-ne că reușim să finalizăm până în iunie-iulie achiziționarea terenului și faza de proiectare și să ne putem apuca în toamna asta de lucrare, de început. Clar, 50.000 de lei, aceștia nu erau bani suficienți pentru a face acel proiect. Întrucât nu ne putem apuca, că nici n-am finalizat proiectul, luăm bani și ducem la fel pe apă și canal pentru proiectul nou. Parte din ei. Parte din ei vor merge pe reparație. Există de sistem canalizare în satul Hedegiu și de lei. Se reduce cu 20.000 de lei. Aici este vorba de un proiect pe care l-am gândit la începutul anului și care suntem în discuții cu o firmă de consultanță condusă de domnul Dan Moșneagu. E vorba de o măsură pe PNRR. Dar se pare că nu vom fi erigit pentru că nu suntem într-o listă anexa 6, unde au fost prinse la începutul anului o parte din comunele din țară, mai multe nu decât da, cu aglomerări de peste 2000 de copii de locuitori. Noi n-am fost prinși pentru că cei de la CRAP nu au avut interesul să le raporteze și pe noi, pentru că noi nu suntem membri în asociația lor. Suntem membri, dar nu suntem parte în contractele lor. Și atunci, altă parte de acolo din bănuți, noi lucrarea respectivă oricum vom continua, așteptăm să se deschidă măsura pe 15 octombrie și vom depune pentru aglomerări sub 2000 de locuitori. E vorba de extindere de canalizare doar la teren, de la centru până în capătul satului și de la Hinegiu, de la blocul numărul 1 până în capătul Băneasa, pentru că sunt zonele nouă canalizare și din punctul meu de vedere nu ar fi lucrări foarte costisitoare, ținând cont că canalizarea poate să funcționeze gravitațional, să nu depindă din pompe și pe HDG și pe DL. Mai ales că avem punctaj maxim într-o putere o stație depurare existentă. Apoi, modernizarea strada Costea se reduce cu 100.000 de lei. Sunt banii care au fost prinși inițiat în strada Costea. Strada Costea ca și strada Ciungi sunt două străzi pe care le-am propus pe modernizare. Ambele au dat de construire. Ciungiul continuăm că nu mai pot da înapoi, deja am început lucrările acolo și am semnat contractul cu o firmă. Dar la Costea am renunțat, nici nu aveam bani suficienți, ne-am gândit că poate sfârșitul anului vom fi bugetați, dar nu pot continua pentru că eu sunt convins că în primăvară vom începe lucrările de acolo pentru alimentare cu apă și canalizare și atunci vom putea ulterior să o modernizăm, să o asfaltăm. Reabilitare și modernizare infrastructurii rutiere afectate de calamități. Vorba de acel proiect mare care noi avem depus pe cine aici, la care nu avem niciun răspuns. Am luat de acolo 40.000 de lei. Și asigurarea adoptărilor prin dotare țele de școli verzi. Era fel o măsură prinsă tot în PNRR, cu care avem contract la fel cu aceeași firmă de Constanță de la Iași, dar încă nu s-a deschis sesiunea. Ne deschis sesiunea, clar nu avem bani pentru... Nu avea pentru ce să stea bani acolo la investiții. Ar păstra doar banii pentru faza de consultanță și proiectare. Ăștia sunt banii care îi vom lua din buget și se vor lista de investiții și se vor regăsi la asistență socială, 21.880 de lei, acolo unde
e nevoie să suplimentăm indemnizațiile asistenților personali. Clar, nu ne vor ajunge banii aceștia, dar e o sumă pentru a putea acoperi și la octombrie. Și anul și luna aceasta am suplimentat tot din bugetul local. Sperăm ca la spre sfârșitul anului să primim banii de la minister, așa cum am plătit fiecare dată. Apoi, alimentare cu apă, tipul 20, bunuri și servicii, 120.000 de lei. Alimentare cu apă, cheltuieli de capital, 50.000 de lei. Pe drumuri, ducem 70.000 de lei. Se apropie iarna, să mai achiziționăm parte din materialul antiderapant și mai avem niște cheltuieli pe care eu sunt convins că reușim să le efectuăm, ținând cont că am făcut memoriu și am făcut și raport către prefectură și ISU, în urma ploilor acelea abundente de acum 3 săptămâni, când a plouat 20 de metri pătrat, noi am reușit și am dus la capăt drumurile și am adus până în gât la stadiul normal, dar pe cheltuieli neprevăzute, vă dați seama, și atunci noi am bugetat cu o sumă din bugetul nostru, urmând să ne recuperăm banii prin bani de la Ministerul Social de Urgență. Despre asta este vorba, altă modificare nu este. Da, nu mai continui. Fără totuși, spune domnul contabil, să verifici concordanța. Văd că la o singură lucrare... Posibil să fi fost vreo greșeală dânsului în prezentarea mai multe ori în exprimare. Iau da. Un calcul să se exprime în așa fel încât să nu înțelegem. Vă dau un singur exemplu. Devizul de lucrări pentru reparații la rețeaua de alimentare cu apă este de 100.498. Repompare de lent, probabil stația, și de o rezervoare de lent, răbugești și reabilitare dren. Se rectifică cu 120.000, iar devizul este de 100.000. Da, în condițiile în care noi la începutul anului am avut bugetate lucrări pentru reabilitarea, nu știu execuția, de asta v-am da. Întrebat. Asta înseamnă că ați avut undeva lucrări? Deci am prevăzut mai puțin bani în buget pentru reparații și pe perioada anului cheltuielile sunt mai mari decât cele pe care le-am prevăzut noi. Noi am avut anul ăsta lucrări inclusiv la drenul de la captare de adăugătoferta, care a fost din nou decopertat, curățat, pus acele sorturi. Da. Iar la stația de pompare, v-am spus, intră nu doar pompele de la alimentare cu apă, ci pompele de la canalizare. Avem 4 stații de pompare care în anul ăsta au fost schimbate toate. Și cele de la Voicu, și cele de la Deden, și cele de la Helegiu. Și cred că le vom schimba anual, dacă nu mai drept, pentru că omul nu înțelege după atâția ani că canalizarea nu poate fi folosită decât doar pentru apă menajeră și nu pentru borcotul de la țuic, nu pentru textilii, stramp și alte obiecte care nu au ce căuta acolo. Dar cred că sunt, nu cred că o face neapărat cu intenții rea. Eu nu știu, o să încerc să prind într-un fel sau altul. Nu am eu așa o presimțire că sunt locuințe care s-au brașat într-un fel sau altul cu latrina la canalizare. Da. Când spun latrină, mă refer la WC-ul cel din curte. Eu nu este apă menajeră, apă curentă. Și acolo cred că se mai rugă și altceva, pentru că am găsit și găină moarte în plasa de la pompi. Normal că pompa aceea se blochează, intră în foc și zac. Și pompul nu e dat de simplu să o schimbe. Mai depus să sunt tehnic cu jucător. Da. Mai sunt discuții? Eu nu mai am. Atunci cine este pentru? Împotriva, obține? Punctul 5 divers. Nu vedeam, nu vedeam. Stați, asta... Aveți noutăți, domnul primar, ceea ce ține de gaz, de... Lunii octombrie, începutul noiembrie, noi vom scoate la licitație sistemul acela al nostru, ne avem toată o preză pregătită, dar, repet, eu nu cred că vor fi interesați, pentru că am mai discutat la diferite ședințe la care am participat, chiar și la nivel de țară, nicio primărie, cele care au scos spre licitații sistemul întreg, nu doar extindere. Pe extindere, da. Sistemul întreg, așa cum este la noi, nu s-a plătat nicio firmă autorizată de cele care au vrut să facă acea investiție. Sunt cum e vorba de bani foarte mulți, iar astăzi, dacă ne gândim la ce se întâmplă cu gazul, eu am emoții că în iarnă nu vom avea gaz nici pentru cei care sunt branșați la gaz. Chiar discutam cu cineva zilele astea că de la Lipesc ca o gaz, se gândea să-și cumpere o centrală clasică pe lemn, că în situația în care ne lasă Putin, mă dă o luni, două săptămâni fără gaz, o să ne fie să o trebuie.
Nu avem 80% deja magazinat, de zi, așa, de doar toată ziua. Avem exact magazinat. Da, cred că a fost discuție, să lăsăm la o parte, cum să spun, particularurile astea. Dacă domnul director nu poate spune dacă a început anul școlar în condiții optime, dacă sunt probleme generate de începutul anului școlar, două întrebări. Acum, ca spuneți, mă lasă și cum aș mai avea întrebare. Dacă sunt probleme grave, care Consiliul Local ar putea veni cu rectificare să vă ajute în sensul ăsta, să faceți ceva, vreo lucrare? Momentan, este ne discutăm. Centralele, așa cum spune și domnul Bustiu, nu funcționează, funcționează. Nu, dar aș dori astăzi să mergem o condiție să constatăm cu toții la față locului. Clădirea în care este acea... Nu vorbim, fapt. Acel care am luat drăguției știință, în exterior, nu arată. Dar funcționează, nu? Funcționează. În parametri se încredește școala. Da. Am mergem cu două cazane la Drăgugești. Deja s-a mergem la Drăgugești. Se poate constata la fața locului? Nu s-a pornit. Se poate merge la școala asta la fața locului? Astăzi. Vă ședeți. Dar cum să nu se poate? Se poate merge oricând. Păi da, ce s-a dorit? Este închis. Domnul Busuioc, colegul nostru, spune că ar trebui să ne povestim asta. La școala de la Drăgurești, pentru că este foarte vechi, nu merg la obinete. Centrala foarte vechi. Păi Angel. Păi Angel, toaletă. Deci, cea de sănătate. Nu știu dacă e 5 ani. Deci cazanul este nou. Dar putem merge să vedem cu toții, cu domnul la limită. Putem merge să-l vedem la fața locului cu toții, ce să constatăm, dacă mai poate funcționa sau nu? Dar dacă noi n-am pornit centrale și nu este căldură... Domnule, dar a fost discuții de acum un an cu parte cu noi izolate și nu merge școala, de cauza cu chestul. Deci noi când ne pregătim? E octombrie, noiembrie, decembrie. Dacă ne-am pregătit în intervalul ăsta martie, în august, ne pregătim din noiembrie. Eu știu că noi suntem pregătiți. Nu prea cred. Nu prea cred. Cred că contactată firmă care ține să facă partea aceea de... Ce aveți bună ambiții să mergem pe la fața lui Pesu, constatăm? Suntem atâți la consilieri, măcar partea de comisie. Dar mergeți consilieri din Drăgurești, nu vorbim din Drăgurești, sunteți cei mai interesați. Poate mir, poate intervalul ăsta de sătătorul s-a referat. Ce ați auzit dumneavoastră? Nu l-am auzit, am auzit cu ochii mei. Am înțeles, a fost în vacanță sau când ați fost? Nu în vacanță, acum o săptămână. Acum o săptămână. Chiar când am murit soc, n-am avut ce face, m-am luat și am tras o jucă pe acolo să faci un... Că am văzut Dumnezeu la școală. Veniați soc, văzut la școală? Nu, dar așa asta e. Nu, da, da. La timpul și poate relaxat. Funcționează, domnule. În momentul de dăruma centrală avem și apă caldă. Deci totul care vine la centrală. Avem și boiler. Funcționează. Avem toaletă pentru elevi. Mergeți voi, de ciclu preșcolar. În incinta unității, pentru ciclu primar și gimnazial, e la 10 metri. Pentru că așa au fost în băi, acele toalete. Acele toalete au apă, da? Pentru că și fosa se umple datorită acelor bazine. Copilul merge și urinează 100 de grame și apasă 5 litri de 6 litri de apă care merg în fosă. Deci există apă. Posibilitatea să fi fost domnul Busuioc și să fi găsit mizerie. Nu știu dacă era în timpul școlii, în timpul cursului. Da, era un domn cu clasă de dreapta. A, așa. Deci eu zic că oamenii de servici își fac datoria. N-am reclamații din partea cadrului didactice, a părinților, să-mi spună că acolo a fost mizerie, că sunt dotat cu hârtie igienică, cu săpun lichid. Putem merge la fața locului? Sigur că putem. Dar putem, domnul Busuioc, cine nu vă las? Dar stabiliți împreună, domnul Busuioc. Deci să stabilim, deci acum să mergem cu toți. Mergi cu mine, domnul Busuioc, și... Nu numai eu, deci să mai merg cu cineva. Posibil să fie... Voi orășeșul domnul Apace. Un inconvenient, datorită faptului. Că la școala gimnazială Drăgugești avem două... De ce toți din comisii care sunt? Elena... Cine este responsabil pe comisia cu învățământul? Ar trebui să ne-a spus. Dar cu cine învățământul? Eu nu am trebuit cu învățământul. Dar cu ce ai? Cu sănătate? Cu ce ai? Nu ai cu nimic. Din punctul meu de vedere, școlile noastre funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Poate ar trebui să fie mai bine, dar ne având apă zilnic, ne chinuim să avem rezerve de apă să ajungă toată perioada zilei. Școala Drăgugești nu are canalizare și atunci avem două fose acolo care se vitanjează, cred că aproape lunar, ținând cont că avem vitanja noastră, nu suntem obligați, avem cheltuieli foarte mari
pe partea de drumajare. Știu că centrala de la Drăgugești funcționează într-o clădire veche din spatele școlii, care nu este clădire modernizată, dar asta nu înseamnă că acolo nu se face nimeni treaba sau că în școală nu avem căldură. Nu, 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 de când mergeam la tuș de alea jos, eu chiar am postat câteva imagini cu toate școlile. La școală, ce se face? Tuș de alea jos, sunt frumoase, care se face pe jos. Poate! De alea jos, nu de alea. Sunt bazine? Nu sunt bazine, ce? La ele? La ele, la fapt, la ce ori, că eu știu care e profesor și la ele. Eu nu știu, nu scrie nimeni pe un loc de alea. Mergi să le aduceți cu domnul Cusuio și dacă mai era cineva să fie interesat, nu știu să rezolvim și problema cu izolația. Vă rog, domnul consilier. Nu e călzură, o să ieși pe școală. Am dat de acum am discuția. Școala ar trebui să intre într-o renovare. E corect. Asta e da, corect. Ce facem cu ele? Păi dar o măsură să poată intra. Vă rog frumos, ceea ce găsiți în regulă la școala Drăgugești să fie într-un raport, într-un proces verbal, pe care să ajungă în fața mea și a Consiliului Local în următoarea ședință, sperăm să fie o ședință mai rapidă, pentru că vom mai avea poate discutat, ținând cont că sunt mai multe măsuri care se vor deschide, dați spre sfârșitul lunii sau începutul lunii viitoare. Legat de școala de la Drăgugești, la începutul anului școlar, pentru că eu merg la școli destul de des și eu merg cu plăcere, iar cei care sunt ca didactice poate să confirme lucrul ăsta, că de acolo am plecat, nu știu dacă mă întorc înapoi, dar cred că e locul în care mă visez noaptea și vă spun sincer lucrul ăsta, cel puțin de școala de la Drăgugești, mi-e legată sufletește. E școala care, sigur și cu siguranță, dacă voi mai fi eu sau nu voi mai fi după 2024, sau poate și mai devreme, prima măsură prin care putem reabilita. Nu, prima măsură prin care să primim finanțare, clar va fi școala la Drăgugești cea care va fi reabilitată. Problema este, discutam cu domnul director, ce vom face cu copiii. Vom găsi soluții să-i mutăm la Hilegiu, pentru că școala de la Hilegiu este o școală mare, într-un program de schimbul 2. Așa se întâmplă și la Unești, pentru că mai multe școli intrat în reabilitare. E școala care are nevoie de reabilitare. Și asta este adevărat. Cu toate că a fost o școală reparată, modernizată în 2001, o dată cu școala de la Delei. Dar se pare că lucrările au fost mai de proastă ca de-aia să spun, sau au fost mai prost întreținută de a s-a ajuns, ca astăzi să nu arate așa cum mi-am dorit să arate eu. Dar, repet, nu arată rău, sălile de clasă sunt săli curate, îngrijite, în care s-au făcut reparații și chiar modernizări la nivelul mic, mediu, minim. Mi-a dat un director că au schimbat inclusiv tot ce înseamnă parte de lambriu în clase. Avem săli care am schimbat parchetul. Ce arată foarte rău în școala și chiar mi s-a părut că nu sunt regulă, sunt pupitele, mesele. Sunt mese de mai multe mâini, pentru că cele din 2002 nu mai sunt toate ca și număr. Și atunci, printre cele de atunci, au mai apărut și acele mese, pupite pentru elevi, cu două locuri. Dar, din punctul meu de vedere, și se poate verifica, eu chiar v-am spus că am fotografii făcute, școala de la Drăgugești nu arată rău, arată ca o școală normală, într-un mediu rural. Bine, l-am vrea cu toți, arată ca la Ciucut, și eu mi-aș dori. Dar, păcate, comuna mea are 6.000 locuitori, Ciucut are 1.800 și e lângă Alba Iulia. Și au 50 de firme din Austria și Germania, care sunt fără activitate acolo, și au bani foarte multe și permis au smart-uri prin... Noi că nu avem apă în sate, nu avem canalizări, avem comune asfaltate. Poate să fie din primar, poate să fie din viața locui. Noi suntem pricepuți și știm foarte bine să găsim vinovații. Da, deci vă rog frumos, mergeți la școală împreună cu domnul director, cei care doriți, domnul Ștefănoaia, domnul... Patrona, cine mai dorește să ajungă acolo, vă rog să încheiați un proces verbal astăzi. Dacă considerați că foihistul la Drăgugești nu-și face treaba, eu cred că în fața da, dar nu mai cu ce. Da, eu cred că dar nu te ajută mașina. O trebuie să-și face sau nu-și face. Să fie nu merge. Așa și cu centrala. Deci traversarea aia care vrem o școală pierde lucrul mar. Îi pierde foarte mult. A căldurii. Tu știi să faci. Tu trebuie să văd o condiție, deci altceva. Nu am spus că au dat un sistem nou sau ceva care funcționează. Sunt 160 copii la întâlnă școală. 160 copii care sunt în școală totuși. De Drăgugești. Sunt mulți care au plecat la oraș. De ce caută? Condiții. Au venit din Italia, au venit din alte... Nu? Nu s-au încadrat în spațiu ăla. Eu vă spun că... Păi, dar nu stau aici. La ce stai la Drăgugești? Dacă băiatul vine cu un alt fel de sistem de... Eu vă spun că școala de la DLG-ul... La Drăgugești sunt copii totuși. Deci nu cred că școala aia va rămâne liberă vă dată. Mai bune eu nu cred, în zonă, din punct de vedere al meu. Au fost note peste școala numărul 1 de la Onești. Și vorbim de evaluare națională, acolo unde subiectele sunt comune prin toată țara.
eu știu cazuri și am adus copii și pot să confirm și pot să dau nume astăzi aici, copii care au mers la cămine la, până la vârsta de 6 ani și azi au ales să vină la școala la Hilegiu, școala de centru, bineînțeles, pentru că la Hilegiu se învață și se face carte. Nu la Cicnăriu. Eu când spun Hilegiu, nu mă refer doar la școala din satul Hilegiu. Mă refer la școlile din comună, cele trei școli pe care le avem noi astăzi. Nu cred că cineva nu își permite astăzi să mai facă treaba, ținând cont că serviciul fiecăruia depinde foarte mult de numărul de copii. Știți foarte bine că școlile astăzi primesc buget în plus de numărul de copii. Așa am ajuns să fim și școala de la Brătila, a fost avut să fim și școala de la Drăgugești mai mult mai târziu și cea de lege, pentru că numărul copiilor se face din ce în ce mai mult. Dar asta nu înseamnă că noi nu ne facem treaba și nu cred că și dumneavoastră faceți treaba și cu toți încercăm să fim bine. Păi, mai am cu discuții. Deci, apropo, am discutat mereu de iluminatul public. Foarte bine de aceea timp de zi. Apropo acum, duminică pe Brăzila. Deci nu se găsește, am discutat de atâtea ori, înțelegeți. Nu se găsește domnul ăla care răspunde, de evul ăla. Domnul ăla, vorbește, cer scuze că vă întreb. Da. Când este sunat, ba când merge iluminatul ziua, ba când merge seara, ba când este aprins de la zona Mocani vorbesc, vorbește foarte vulgar. Da. Dar ce nu se face schimba, nu mai sunt electricieni, deci nu mai sunt oameni care fac să coordoneze o comună pentru iluminatul public, nu mai sunt electricieni. Chiar bala a rămas ăla. Deci nu este prima dată. Cum vă spun, ziceți, frate, am fotografii, dacă vreți, am fotografii făcute, pe drăguțele toate. Noaptea, deci să extindem un iluminat pe o problemă întunecată mai mare pentru niște bătrâni, nu se poate. Deci alea mele, cât se consumă? În 24 de ore, acum, noaptea este mare. Bă, trebuie să iubă eu, mă rog, doamne. Bine, am zis, mă rog, doamne. Asta m-am zis, mă rog, doamne. 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 Deci, duminica a fost de lucrurile aprinse pe Brătila. Noi nu am avut dată. Pe Brătila, pe Brătila, a fost acea furtună cu acele vânturi. Și duminica era vânt. A fost pentru a fost cod roșu din vânt în zona noastră. E siguranță de trezare. Știu, nu e siguranță cum vreau. Eu și nu umblu eu acolo. Dar ăla a fost scurt, au dat înapoi în punctul de transformare și au fost becurile aprinse. E duminic, omul ăla nu a intervenit, cu toate că a fost anul. Nu se acceptă scuze. Asta, nu se acceptă. Asta țineți dumneavoastră. Eu cred că... Care este acolo, scuze. Nu este scuze cu ideea. Este altcineva de făcut contract cu altul care își face datoria. Și își face meseria la punctul de lucru. Deci comuna noastră să meargă bine, așa trebuie. Omul la locul potrivit. Nu îmi plini căutăm pe mine că am relația în urmă. Eu pe ăla când mă ține la spate, nu tragă. Deci ca să ne avem ceva în comun, totul care corespunde, corespunde. Noi nu avem probleme cu lămpi schimbate sau dacă vom pune lămpi noi pe proiectul acela care spuneți dumneavoastră. Cu consum, bănuiesc că reduce consumul. Nu, problema este sistemul general. Noi tot ce înseamnă fir de curent electric între stâlpi, sunt acele sisteme vechi de acum 40 de ani. EON-ul nu a făcut nici o modernizare în comuna Hilegiu legat de transformatoare și de cabluri de curent electric. Sunt neizolate, eu nu sunt specialist. Dar am întrebat, și eu sunt nemulțumit de activitatea lui Sorin, activitatea altuia care și-o face treaba mai sau nu va putea face așa cum vrem să o facem. Pentru că la fiecare adiere de vânt, la fiecare furtun, la fiecare ploicică, dă scurt, scurt și dă siguranță de afară. Toți copacii noștri și au domnul Busuioc și al meu sunt crescuți prin firele de curent. Asta nu le vedem. La fiecare adere de vânt să lipesc două fire și dă afară. Căutăm zile întregi de ales pe Drăgugești să vedem unde este scurtul respectiv. Nu este o vină a cuateului sau Sorin Chiper. Sorin Chiper doar verifică acea siguranță care a dat afară și să o ridice. Nu poate să intervină cu partea aceea de transport. Transportul este de glazul, iar ei nu intervin. Au o singură echipă de intervenții pe tot ce înseamnă de la Orbeni și până la Sândulei. Sâmbătă, duminică, după vântul acela puternic, cum a picat curentul la Drăgugești, a picat cu Orbeni, Valea Seacă, peste tot a fost nebuneală. Am vorbit decât cu robotul și asta poate să confirm cei pe Valea care au sunat și la rândul lor. Au stat oameni fără curent de duminică la ora 2 până miercuri dimineața, la 3 dimineața, 4, după când. Am intervenit la... Nici măcar nu mai e cu cine vorbi. Directorul vechi, nu știu cum domnul acela, Budeamu, care era un om ok și un om foarte îmbunătățit și cu care găseam totdeauna o înțelegere, nu mai este. Nu știu de ce cauză nu mai este. E cineva nou, nu-mi răspund la telefon, nu-l cunosc, e venit pe undeva, nu știu cine este. Clar, problema natură public nu este legată doar de cel care ne face nouă parte de mentenanță cu 1200 lei pe lună. E vorba de sistemul principal care e o problemă defectuoasă. Tot ce înseamnă transformatoare sunt vechi. Dacă ieșim acum afară, să vedeți că avem în stâlpul din fața mea 50.000 de firii.
Orange, RDS, RCS, nu mai știu care Dumnezeu, Imnatul Public, 380, 220, clar nu e regulă așa. Iar aici va trebui să intervină Delgazul. Credeți dumneavoastră că în situația în care suntem azi va interveni? Nu vor interveni. Eu mă gândeam că domnul Busuioc ne spune să facem economie cum fac toate comunele în zona noastră. Să ce vin anul dacă lăsați să oprim voaptea, să oprim voaptea, să oprim. Hai, dumne, că au fost duminică, nu a fost chiar în fiecare. Dumneavoastră îmi spuneți că nu arde mereu, nu ca arde. Dar trebuie să vin la fiecare, vreau să vin de fiecare dată. Să veniți să-ți spune să fie local, dacă vin, să veniți să faceți treaba. Haideți să dăm un informat cu incidentul de la Brătila, dacă îmi permiteți. Te-am lăsat să discut. Deci, pe incidentul de la Brătila, imediat cum mi s-a comunicat că sunt probleme pe iluminat, eu am discutat personal cu domnul Chiver, lucrurile stau în felul următor. Adică, luni dimineața, când am discutat cu dânsul, a zis, zice, domnule, orice incident, fie că mentenanță ne face Chiver, fie că o face Isulescu, Vasilescu, nu contează, nu poate interveni pe rețeaua electrică ca urmare a cauzei incidentului produs la Târgu Ocna, fără aviz de intervenție pe acea zonă. Și fiind în weekend, lucrul ăsta nu îl făcea Delgazul, adică nu aveau de să-și ia băieții aprobare, se poate interveni. Exact ce spunea domnul primar, trebuie să iei toată coloana, dacă undeva sunt firele lipite, trebuie să ai aprobare să intre acolo să intervii. Asta au și fost, fost în nenci. Și luni dimineața noi când l-am anunțat, omul ăla a acționat cât mai prompt, indiferent dacă era firma lui sau... E plătit plătit la pațiunea de Târgu Ocna? Să e plătit plătit la pațiunea de Târgu Ocna? Ce treabă are cu... Domnul Gustav, dacă luam Eblu, întrebrupea și curentul la... E Brătila. Nu te prind dacă e iluminatul public legat cu cine? Să știți e legat separat. Că pe Brătila... Nu, nu cred că să fii. E legat cu Trăbucești. Deci înțeleg. Deci nu pot interveni decât cu aprobarea ei omului. Fără doar aprobare. Să știți. Nu să știți. Să faci, să repare avarii. Eu vă spun că așa asta înțeleg. Azi mai trebuie și o să vin cu rețeaua ăștia la mine. Eu vă spun că ăsta a fost... Ăsta a fost... Și ăsta a fost răspunsul. Asta a întâmplat o zi. Adică dacă era, domnule, o săptămână, în cursul săptămânii, două, trei zile, da. De incident o să mă apară exact cum apar și la apă și la iluminat. Deci nu vorbim la noi trei fază, vecinul are curent, eu nu am. Hai să vorbim pe rând. Deci eu vă spun că luni am semnalizat problema, luni s-a rezolvat. Despre nu am nicio treabă, mi-i chipier, nu poți fi cine o fi. Despre asta e vorba. Deci s-a rezolvat. Nu am zis să rezolvăm cazul. Eu n-am zis acum că... Da, deci s-a rezolvat. Da. Aveam două întrebări, dar am fost întrebată. Una era cu școala și l-a rugat pe domnul director să-mi facă informare vis-a-vis de cum a început anul școlar și dacă putem ajuta în un fel. Al doilea ar fi, la dispensarele umane a fost făcută recepția? Doar la cei de la Dăbucești. Era Brătila. Da, dacă a fost făcută recepția la cel de la Brătila, ce rol are groapa aia acolo acoperită cu un carton în curtea cămilor? Deci groapa cei din partea dreaptă e locul în care avem fosta septică. Inițial, pentru că terenul cămilului, dispensarului uman de la Brătila, în proprietatea primăriei Hilegiului, e doar de 80 cm pe două laturi, adică partea de în spate și partea dinspre biserică, avem doar 80 cm proprietate. Inițial, proiectantul nu a avut un să știe și a dat fosa respectivă în spatele dispensarului. Acolo ar fi avut o pantă normală, pentru că atunci când au săpat, am sesizat lucrul ăsta și nu puteam să punem în terenul omuleanu, terenul fosa respectivă, am mutat fosa în față. Ca să o mutăm în față, a trebuit să coboare mai mult decât era cota inițială, pentru că deja erau făcute ieșirile pe spate. S-a completat cu pământ, cu un pământ reavă, necompactat, s-au pus peste fosa septică să nu preseze terenul ăsta, cum se numește, pământul și să o spargă. Și cred că de la ploi, pământul s-a lăsat, atasat, s-au putrezit voscândul, că am precisat. Și eu mă sunat doamna doctorul într-o zi să-mi spună că... Să știți că este destul de mare. Eu am fost acolo să trebuie, dacă am fost în Mirea Voiașului. Destul de adânc acea groapă și trebuie găsit o soluție. Eu să pun două cupe de pământ acolo, că altceva n-am ce să fac. Nu ies parte fosa, fapul ăsta funcționează, nu ieși afară nimic. Doamna se agită mult acolo la lume. Da, dar asta este o chestie care poate fi rezolvată și... Deci nu e o chestie gravă. Nu mă sunat, e crăpată, e spart. Nu. Asta nu s-a băgat mai mult decât a fost gândită inițial, pentru că scurge din spate nu mai puteau va fi modificate. Și-au completat cu pământ, pământul ce a rezultat din săpătura de la fosa septic. Fosa septic e o fosă de, cred că, de 3-4 metri cu, nu știu, ceva mică din material, dintre statele de demon, de care sunt acum la urmă. Să-ți mă întrebare scurtă, câte persoane suntem la recensământ? 5600.
Deci, stimați consilieri, nu veți mai fi 15 consilieri, probabil, din partea da, da. Peste 5.000. Da, dacă erau puțin. Nu, 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 se poate. Între 15.000 și 7.000. Nu, trebuie să vă dați, trebuie să merge bine. Și dacă se trebuie, vreau să vă doar 5 minute, pentru că am uitat și acum am zis, doamna Bădic, și mi-am dat să amintesc un greu în Ungureanu. Am avut săptămâna trecută o discuție cu familia Ungureanu, cei care și-au, să spunem că au răspuns prezent rugăminții mele de a veni la plătirea pentru a achiziționa parohia acel teren de lângă un teren de vreo 520 metri pătrați, nu am căzut de acord. Suma și din punctul meu de vedere a fost destul de mare cerută de familia Ungureanu. Acum cred că și dacă am insistat mai mult, poate și părintele aș fi putut face prin mai multe ori, poate găseam o soluție. Eu cred că era singura variantă și varianta cea mai bună ca acolo să se construiască casa mortoară sau capela mortoară, ținând cont că e lângă biserică, că nu trebuia să ieși cu el pe stradă și că era prin teren proprietatea parohiei, unde putea să construiască așa cum dorea părintele. Nu a fost să fie, au stat în jurul 4 ore, dânsul a plecat, că avea ceva de rezolvat, au cerut 40 de euro pentru pătrat, sunt foarte mari. Enorm mare. Au cerut 50 euro sau la 40. Un 10 euro, 15 euro, eu aș fi fost dispus să-i dăm. Erau banii pe care i-am și băgat în contul parohiei. I-am luat banii părintelui cu 200 înainte de a ne întâlni cu dânsii. Suntem acum ce va face părinte. Dacă mă întrebați pe mine astăzi, singura variantă, din punctul meu de vedere, și o variantă pe care și-o poate permite parohia Răzești, dar eu nu vreau să mă implic acolo absolut deloc, decât doar așa cum prevede statutul, ca sprijin a parohiei, construirea unei capele, gen cea de la Măgura, am eu acolo o căsuță pe care am cumpărat-o să fac un magazin, pe din cea mai bună, o poți aduce, nu se trebuie să construire, o bagi în curtea bisericii și spui acolo mort, ținând cont că Răzești e o parohie foarte mică, cu putere financiară destul de redusă. Celelalte variante, că să ne doneze, că să ne facă, să-mi fac și eu ceva acolo, pică din punct de vedere, nu sunt bani. Ceva în gen ce este dacă la Ungureanu, banii ar fi dat teren acela cu 10 euro, cum am gândit eu, pentru că de-aia am și dat 30.000 de lei. Pentru că am zis că 500 de metri, ar fi 5.000 și ceva de euro, o actă pe care să le facem noi, era o sumă oarecum, să spunem, apropiată de realitate și ok. Domnul profesor de la Iași, cred că ar fi dat terenul așa, poate chiar și donat la un moment dat. Doamna doctor a fost un pic mai ruptă de realitate, să spun, domnul de București, prețurile au terenul alte prețuri acolo. Dacă mă întrebați pe mine, și sper să nu greșesc, și de ce eu am dreptate, au fost câteva telefoane din Brătila care au cam stricat ploile acolo. Pentru că doamna mi-a spus că are 3-4 mușterii, să spun așa, interesați, care au dat bănuți destul de mult și că ea ia 80.000 de euro pe casă și pe teren. Și ce să facă cineva? Ce poate să facă acolo? Da. Dacă mă întrebați pe mine, atâta de multe răutăți sunt în ultimul timp, de mă aștept să fie și acolo. Și ar putea să fie... S-au mai fost și doi factori care au influențat creșterea prețului. Unul a fost faptul că o suprafață de teren a fost luată de ce doamna în mod abuziv prejurul dispensarului și doi, o încercare de a se extinde cimitirul fără să fie familia întrebată și aia a iritat foarte mult. Din pădureț care ocupă terenul și când mai au fost 10 hectare pe unde care nu și-au scos de acolo, sunt de acord cu dânsii, eu accept și îmi prețuiesc dreptul de proprietate, chiar am rugat să consulte o firmă de avocatură, să îi dea în judecată pe cei care ocupă muntul abuziv, dacă legea le permite, dacă se constată că noi acolo am fi construit abuziv, să fim dați în judecată, decât îi știu eu, nu? Mai ales că cred că am ocupat mai puțin decât ar trebui să ocupăm, conform ordinii de prefect. În 1991 mai aveam 500 de metri în 300 metri. Dar, în fin, așa stau lucrurile. Nu s-a putut înțelege, au cerut, cât drag, nu știu cât vie, 500 de metri ori 40 de vreo 20.000 de euro. E lor, din 20.000 gândeam că face și capela acolo. E lor, iar nu s-o permite. Răzești-o astăzi, nu și-o permite. Poate nici părinții nu are timp să ocupe foarte mult, să-i implice mai mult, dar nici Răzești nu și-o permite, financiar vorbind. Eu rămân la idee, dacă dumneavoastră mă susțineți și sunteți de acord, cred că cel mai bine, cu bănuții pe care îi are de la noi și poate mai are de sat strâns 10-20.000, până la 1 decembrie poate să pună acolo o casă mortoară, de asta mortoară, din Bușteni, din
cum e cea de la Măgura, cum e încăsai care oameni acolo, pentru un mor, doi, lunar, nu știu, 10 anual, cred că e suficient, nu cred că și-o permite altfel. Eu știu că e drag și încă la Heregiu, deci la Heregiu o termină casa mortoare. Dar la Heregiu e un pic de implicare și din partea stătenilor poate mai mult. Cred că și părintele au intrat într-o concurență cu ceilalți preoți care mai mișcă prin comună și au vrut să o termine. Eu am rămas surprins când am fost acolo 200 mâncă, am avut doi morți în comună din care nu era cunoscut. Și Heregiu a terminat. Face fațada și îl trebuie și sfințește înainte la Drăgucești. Nu știu dacă poate la... Dar Drăgucești nu sfințe la Drăgucești. Da, așa s-a lucrat. Eu cred că cea mai bună variantă asta este. Să o ducem acolo. După câte știu, nu are voie să ia fața bisericii să mă vedem. În spate, în lateral, nu știu. Zona o igloporniță acolo. Mai trebuie să o soluție. Nivelează, faci o părinții de gândesc o idee, că au discutat cu nu știu care, că mai vorbit să facem în curtea școlii. Nu accept lucrul ăsta. Dar nu asta acceptați, poate acolo să fie cineva vreodată, școala aceea este conservată, nu vor mai fi copii, asta este clar. Avem probleme și inclusiv cu grăința și cu un director poate să ne confirme, avem 5 copii acolo la grăință. Poate să găsești între noi, între dumneavoastră, cineva care să fie interesat, să facă ceva acolo, să vină în beneficiu comun, o casă de ajutor social, nu știu, o... prin care să o ia la primărie, să se întoarcă ceva către noi, concesiuni, închirieri, nu știu, cu juridic vorbind. Chiar mă, eu vă spun sincer, am vorbit cu niște copii care au primat acum română cu engleză la apropiați mii la Brașov și eu i-am întrebat. Eu văd ca și viitor, ca și cadru didactic, în viitor vor fi școlile private. Sau o școală după școală și în mediul rural. Adică sunt familii pe care eu le cunosc și cred că și-am dat copil la ora 2. Am și prieteni care aduc profesor acasă să facă terminul copiii, că nu au timp. Am nici fac un cap. Băi, am serviciu și undeva, să mai câștig 1 milion pe oră, îmi convins doar la un profesor și aș vrea să meriteze copiii 2 ore. Cred că s-ar putea face și acolo. E păcat să o lăsăm. Școala de grătire aceea care o arse, care azi e conservată și făcută de noi, stenguită, termopane, coperiș nou, tavan tras un gleț și pus pe jos o pardoseală și se poate folosi. Dar este exclus din punct de vedere școală, că nu văd. Eu nu văd următorii 10 ani număr de copii care se deschidă școala la grătirea. Nu văd eu. Nu era intenție din partea din Dacă stimulăm la talenta. Da, și dacă stimulăm, mai puțin la eu zic că poate fi luat în calcul și chiar v-aș ruga să vă interesați, ar putea fi luat în calcul o capelă cu intrarea prin uliță, aproape de biserică, împrejmuită, acolo mai jos undeva de unde era acel atelier. Dar n-am rezolvat nimic. Pentru că legea spune că mortul nu are voie pe drum, asta e una, e la distanță mare păi de biserică și în curtea școlii. Păi nu mai e școală. Poate facem... Nu, nu mai e școală. Școală după școală, joacă copii. Capela de la Sfântul Nicolae, te uiți după parcului, te uiți în capelă, da? Adică, totuși, despre ce vorbim? Dar e în curtea bisericii? E în curtea bisericii. Nu, chiar, eu, da. Da, nu știu. Cu intrare separată, cu prejmuire... Au ce mică sus, să meargă tot la fel. Da, ceva da, ce știu. Da, că poate mai trebuie insista la doamnă la... Nu o să mai întrebări. Umbreanu. Eu cred că la familia Umbreanu nu se va vinde de vreme terenul acolo. Și atunci nu se va vinde la vinde pe care cere doamna Umbreanu. Pentru că eu știu doamna... Adică s-au închis negocierile acolo. Din punctul meu de vedere, da. Deci nu am stat aici, femeia a înțeles, m-am spus, nici părintele nu au fost poate prea interesat în sensul de a se implica mai mult, de a insista mai mult. Au plecat, nu la struguri, am struguri de cules. Eu asta am înțeles, dacă mă întrebați pe mine. Toate că eu cred că era un teren ok. Inclusiv, ce mai fost mă zbăteam să cumpăr, că dreptul de proprietate astăzi este de scump. Ce am să ce prea nimeni, am ce prea în coș, am niciodată denunța asta, am niciodată lucru. Era un teren, ca care rămânea și peste. Care rămânea și peste, da. V-am spus, eu așa aș face. Eu dacă eram locul părinților astăzi, banii care vin la parohie și cu cine are de la primărie, o lua, o monta, o punea jos. Dar în spate, în spatele cimitirului, tot de la ei? Și cum ajungem acolo? Pe biserică, faci tu. Dar ăsta e prețul lor de vânzare, adică e diferent. Nu acolo, nu acolo. Tot de la Umbreanu, nu? Păpușica?
Nu știu, mă gândesc la o fază... Da, șoc. Ceva cimitirul ar este foarte, foarte, foarte... Făcut o alee și pusă. Ca să duci în spate în cimitirul, ar trebui să-ți faci o alee prin care să ajungi cu linii. Trebuie să cazi prin câteva mormite, ca nu vor accepta niciunul să treci peste măsa, peste taxul, peste mormite, peste... O alee. Nu știu, eu cred că tot acolo în curte îți găsești o variantă. Din punct de vedere, se găsește o variantă. Dacă pui ceva de 7 pe 4, de exemplu, domnule, 40 de metri pătrați, 50 de metri, nu e o... E cu o cameră, dar nu puțin decât sala de consiliu. Păi ce m-a plătit la o cameră? Eu vorbesc la jos un cât. Eu vorbesc doar de cameră mortoare. Nu mai vorbim de casă prasnicală, că vrem să facem convenii acolo. Asta cu comentarii, nu e o chestie de cadu să nu se facă. Da. Da. A zis pe astea, am vrut să deschid subiectul ăsta pentru că nu am venit din familia Mongoleanu și să nu... Să știți... Nu știu, ori e părerea mea, ori nu sunt din ceea ce știu eu, ori nu sunt interesați, ori nu, ori, cum a spus, sunt rupți de realitate. Adică ei, dacă ar vrea să-ți vândă, domnule, cât e prețul pieții? Ăsta-i, ăsta-l e drum și atât. Pentru că ei vreau să ajungi la preță de la capitală. Păi, dar mi-a spus dacă ar vrea să vândă, un om normal așa se gândește, cât este prețul în zonă? Ăla nu poți vinde. Deci, că... Pentru că ei, scuzați, ei au vrut să mai vând odată, dar acum vreo 20 de ani sau 15 ani locul și au cerut 2 miliarde, care era o sumă astronomică. Și de asta nu nici nu l-au vândut. Deci, din discuția cu domnul Mureanu, profesor universitar, care eu știu destul de bine și este un tip foarte ok și om care a înțeles cum stau lucrurile și a și văzut că ce are acolo nu e o lucru de calitate și nu e o casă care sunt, eu nu sunt interesat și nu voi fi niciodată interesat, dar și cel care este interesat nu va cumpăra niciodată terenul respectiv pentru care are o casă. Bine. Casa e o casă, șubede, o casă care nu mai poți repara, nu mai poți face expertiză, proiecte de construire, de modernizare, ceva pe ea. Omul a înțeles și la telefon, eu chiar am fost încrezător, vă spun zici, de-aia am și trimis banii în modul parochii, pentru că eu cu dânsul am ajutat la telefon, mi-am spus, domnule, stai să ne știi că nu rezolva problema, dar spuneți-mi un preț, nu pot să vă spun, vă spun cu verișoara mea. Nu vă spun nici acolo când am fost, noi acolo ne-am întâlnit inițial și ne-am uitat din nou am văzut. Aici vă spun în sala de consiliu, eram cu toții. Eu am mai de zi nimic, părintele o să arit ca arcul, cum să are cât e de mărișor, nu mai... E bun, e mult! Și eu înțeles că e mult, dar poate că se am tot și o să se ajunge la inima dânsii. Nu știu. Nu știu. V-am spus, eu cred că a fost din un fel sau altul și am pus pe jos. Nu Tot vine la da, dar ce mai sunt probleme și șanse asupra...